Fac o mâncare șovardă, cu o măriguță, cu cârnați cumpărat, așa vrea Alina, Alin. A vrut să-i pun urmă pe un cârnat de casă, cumpărat. Până și caiză, o brânză bună de oaie, aș trece cu mămăligă. Mie nu mai trebuie de vardă, dacă mănânc o mămăliguță cu mâncățile de brânză, că așa nu mai vreau să mai mănânc mult. Am dat și o salut în urmărete, am văzut că toată noaptea am văzut că dimineața m-am luat în toată casă. Am luat și un pic de apă. Am avut apă plată, dacă nu aveam apă plată, două țâră am mâncat, doar un pic de vânderețe la ziua mea și chiar să vă mulțumesc pentru mesajul, pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru urările de sănătate și vă urez la toată familia noastră, la toată neamurile, la toți prietenii, la tot ce aveți voi, mult drag, multă sănătate și fericire și bucurii și toate îndeplinirile la familia dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră ne ați urat de fiecare dată și așa e frumos să vă urăm și noi și în primul rând și vă mulțumim, dragi prieteni, pentru acest lucru. Și așa, uitați că acum seara a fost astăzi la Severin, dragi prieteni, am făcut programare la doctor. Trebuie să mă duc și la diabet, trebuie să mă duc și la un doctor de inimă, cardiolog, să-mi pun aparatul, să-mi vadă cu ce am pe picior. Am fost cu mine pentru preschimbarea permisului, am făcut fișa, am făcut la dosar, că e expirat permisul și... Na, toată ziua am fost la Severin astăzi și am venit de acolo, cam târziu, am stat puțin, așa m-am odinit. Ați tu să mă înfrici, chiar înghețați piciorul meu, când simt frig, Aline? Salutare! Ia, e băiatul meu acum. Și... Acum, aici, în telefon. Da, și uite, acum, hai că mai este sică, mai este soată, mai sunt mai mulți. Și stai, Aline, nu te ia mamă, te ia punem. Eu așa și să fac o măliguță cu varză, cum ai cerut tu, Aline, a cerut tu varză să iau telefonul meu și pe ea. Ia să vedem. Ia să vedem. Uitați ce vorbe aici. Varză călită. Acolo sunt mămăliguță, dragi prieteni. Să mai amestec puțin la mămăliguță. Amestec puțin la mămăliguță. Mână chiar nu pot să amestec. Să pun aici așa să se vadă acolo unde sunt eu. La mâncare, dragi prieteni. Nu se pare că nu lasă. Dă-mă în celă, mă mălică. Hai că se vede bine. O să-i bine acasă la mine. Am anunțat că mă mălică e mai bună, mă mălică. Copiii trebuie să lasă. Și de ce frumos vedeată, uite, am găsit că nu o frumos, de ce frumos vede. Fără trepie. Fără trepie, fără nimic, am pus-o cum să vede pe față, vedem ce vede, și ce frumos este. Da. Mă mulig, am dat-o mai încet. Să nu se arde. Nu, nu se arde, dar... Să vede că să aduce, da. Vreau să aducem noi... Aducem noi oala la mână, să nu mai facem mâna asta, mă mălică, aia mai groasă. Să nu mai facem mâna asta, chiar nu-i îmi place. Și așa că vă mulțumesc, dragii, pentru urări de sănătate. Astăzi am fost foarte bucuroasă, că am văzut că mi-ați urat de sănătate, de mai multe și vă urez la fel și vă mulțumesc din suflet. Ai văzut asta la gălăjie, ăla să filmeze, ăla să filmeze. Și nu pot să le spun. Să-i umbi? Să-i veni să sică seara, când s-a acolo live-ul. Îl filma și el, mai e bătrână.
Acum, uite, acum filmează și soacră mea. Mai zi vorbă și așa cu prietenii. Asta ne-am obișnuit să vorbim cu dumneavoastră. Da. Și chiar și vă mulțumim. Și când citesc la mesaj atâtea mii de drag, cu vă prietenii, doamnele, domnule, și să vă spun cea mai mare bucurie ce am văzut eu la acest canal, deci suntem cea mai bucuroasă de canalul ăsta, dragi prieteni. Da. Ce sunt eu cea mai bucuroasă când găsesc prieteni la Vâlcior. Când vine fanele, vine doamne, domnul și vine și spune acolo, vezi că doamna Silvia, atunci am dat seama imediat. Și simt așa bucurie, știți, un bucurie foarte, foarte mare din suflet, nu? Și parcă simt așa că când sunt plecat undeva și vine cineva care mă cunoaște, mă simt mai apropiată de lume, mă simt la că simt mai apropiată de familie, la mine acasă. Așa simt că o lume apropiată. Că mă duc la urmă. Da? Să facem aici. Și astăzi am făcut o supă, dragi prieteni, pentru Iulie. Chiar astăzi am făcut o supă mai de regim, așa, aici, în căsăciora, așa. Am făcut o supă. Deci o supă faină a fost astăzi. Am făcut pentru... Să mai luăm telefonul. Uitați să ne spune ce supă am făcut asta. O supă cu ui. Vedeți? Am făcut o supă. Acum o zilnică asta. E sărată. Nu știu dacă e mâncat și un pic. Să pun telefonul pe la jos. Și să joacă. Ia să vedem asta. Nu să ne... Ia, dragi prieteni, așa este. Ia, deștept să fie mea. M-am adus acolo cu mie și o apă. Este aici, la mea, în alicimistă, un răsfăr de ăsta cu apă. Și este foarte bună. Și chiar pot să dume plece de părinții mei. Și dacă m-am mai plecat la Timișoara, mai m-am plecat la spital de 3-4 zile, s-a dus să vadă cum se prezintă după operație cu stenii aia care a pus 2 steni la inimă. Și nu mai m-am dus acolo. Și dacă nu mai m-am dus acolo, n-am mai luat nici apă de acolo, de la fântână. Apa noastră asta de la Lumine, nu trebuie că mai de pe 8. Valinuța mai avea vreodată și vrea și chiar mie nu-mi place pe de Valinuță. Dacă mai avem și fiecare dată să cumpere apă, la jos câte o sticlă, 3-4 sticle, pe tot de acum, de vreodată mai am. Așa mai bine am dus de apă, la tine. Apă de calc, un olivece, apă de ce bună de izbor. Acum se duce toată lumea tot orașul nostru și e de acolo. Nu de acolo. Ci. Să mă dea ca dau, așa, să-l chinuim pe niciun ce vezi de rog, Miguel, nu știu, să-l fingi. Mama, dar hai să-i spun,
Trebuie să le apuc. Avem locație, nu trebuie să le apuc. Nu-i cazul de multe ori. Eu nu mai vin în bucătărie. Da, dincolo cu copii, că nu avem locație. Duce din încurcare în toate acolo. Bunica stă cu copii, dragi prieteni. Să fac ea mâncare, cum? Eu vreau să-i pregătim, nu. Ea are grijă de Alina. Să nu prea mai stă Alina. Nu mai stă Alina cu ea. Și e năcaz la bunică. Are nu caz. Zice, ce a făcut la fata asta din momentul ăsta? Ce-i făcut? Ha? Ia să vedem ce facem aici. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai, pune acum. Pune. Eu dacă mănânc o bucățile din asta de brânză cu filiuță de mămăligă, prea mult de mănânc. E de ajuns, nu mai trebuie nici oarză de mănânca. Mânca și o seară un pic și chiar nu mi-era rău. Și pe aici așa ce vine? Vine varză, da? Vine varză asta. Vine varză. Se duc supărea dincolo la frigi, la rece. Că socul tău mai vrea supărea de aia. Fernando unde e de parte, bine și el pe drum. Bine, trebuie să mănâncă și el cald, dar nu vine să mănâncă cald și el. Nu zice ce fie așa. Da, mănâncă și la zic, mănâncă și la zic, mănâncă și la zic. Nu. Nu te azi de asta? Așa că... Nu mai fi nevoie nici de varză, dacă mă mărind. Așa e, aș mânca o bucată de mămăligă cu oțelă brânză și gata, aici. Am gata mănânci vor, nu mai mănânc vază noapte, ce-am pățit aseară. Și chiar nu mi-am luat apă, nu știu, să mă duc cu mașina să iau pe acum atât. Mergi cu mine. Mergem la liceu acolo să luăm apă. Acolo este apă și... Iau și sub la bunica, să se supără, că nu iau casă. Da, dar nu e bun sub în fiecare seară, că te-o sticlă de sub pentru ea. Sara, sara. Păi ce să-i fac? Dacă așa să-mi bunica cu suc? Nu, în fiecare sara câte o sticlă de suc, da. Și nu îi face bine și vrea suc din ăla dulce, de din ăla, nu vrea un suc natural. Vrea suc dulce, îi place și nu ar fi bun pentru ea. Eu nu pot să beau un pahar de apă și n-am gândit de atâta timp. Nu un pahar de apă și cea mai bună. Sau mai multă plată să lăsești. Dacă nu, vrea și un pahar de apă de minerală. O mai ea ei minerală, Fernando folosește la pe minerală. Alinia le place apă plată. Dar mă duce acolo cu ceapă de la izvor, de la liceu bună. N-ai treabă de acolo, foarte bună. Na, ce să faci? Asta este. Trebuie să facem și nu te duc cât acolo. Nu, Fernando? Păi erau găletuțe, erau de fiecare dată, dacă nu ai mai luat. Smântână trebuia. Păi ouă, smântână. Dar ce, și varză, cine mai mănâncă? Ce e smântână? Fazând așa, deja văzând din mâncarea facem. Și acum mai avem din urânză, din bândărete. Am pus acolo un butoc condusă și am pus la lagă. Nu îți faci mâncare, pui și din aia sărată. Dar chiar că nu mai am poftă, dragi prieteni, după ce mi s-a întâmplat. Nu mai pot, dacă mănânc și o bucățică, gata. Și ce mai bine, curte, am luat un bază de timp din ăștia. Facem acolo pui, o bucățică. Nu prea sunt ele indicate bune, dar... Ca pentru sănătate, mâncăm acolo bucățică. Ce să faci, dacă vrei să fii mai sănătoși? Că așa am văzut destule boli de atâta timp. M-am îmbolnăvit de când era eu îmbolnăvit, am intrat și eu de atunci. Din cauza lui m-am îmbolnăvit-o și inimă, și diabet, și grad. Acum cu piciorul, chiar nu mai știu unde trebuie să fie. Chiar nu mai știu, chiar nu mai știu. De asta, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru comentarii, pentru tot ce faceți pentru noi. Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc din suflet că vă vreți să vă ceva de sănătate. Chiar vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc din suflet. Multă sănătate la familie dumneavoastră, la copii, la nepoți, tot ce aveți mai drag pe lumea asta, dragi prieteni. N-are vedere.